Și mai... când am terminat și am plecat, am trecut, că na, când da, ești de sus, o iei pe la, am luat-o cu mașina pe la magazin. Că mă uit, era ușa forțată, dar același stil, de, cum a fost la transformatoare. Nu mai am, oamenii ăștia în loc să muncească, să duc să... Dar m-a bucurat râsul când m-ai sunat, că ai zis, zice, nu mai, să nu mai venim noi. Vine zigzagul să încarcă. Ce? Am văzut-o aseară, la 9 sau ceva de gen. S-a întâmplat. Nu, nu e ușa. Camera s-a întâmplat. Da. Mai Lucian nu se supăra pe mine, tot cine știe. Ceva ai să dar sau au devenit disperat de foame? Nu, e că fac cum am făcut la asta. Da, da. Și domnul Cernan de se mică? Noi n-am Cernan de se mică, ne-a siminit. A, ne-a siminit? E el, de mult. A, nu mai face sâmbata și duminica postată, dacă a venit mai siminit? Păi nu, astăzi e liber. A, 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 da. La mine cu sărbătorile astea... Și m-am uitat de dimineață și am căutat și am dus pe la 9 seara s-a întâmplat. E greu. E greu să înțeleg multe. N-am trăit în timpurile noastre. N-am întâmplător că dacă... Măi, Lucian, spune-te rog, când stac cine lui de serviciu, e să ia toate ușile din firmă de câteva ori pe zi la rând. Asta-i sarcina lui de serviciu. Era un caiet în care se prezentă unele din la poartă, că în jurul orei nu știu care, în jurul orei, dar dacă nu mai avem nimic, nimic, niciun control. Scuză-mi, te și adusese lacă. Că ai văzut la magazia centrală e cu cheie, cu ială și are și verciuge pentru lacă. Ei, stai așa. Te duci? Nu te duci.
să dăm tot afară de magazia centrală și să le așezăm. Că eu aveam niște avize de însoțire la Trump și mi-a băgat acolo, domnul director. Deci sunt niște... A fost ceva la presare. La presare? Și te-ai dus acolo? S-au dus băieții, ne-a terminat și nu era nimic, ne-am uitat.